Salut! Ce faci? Cum faci cu cocos? Salutare, numele meu este Lucian Popa și mă aflu alături de Misi azi. Pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați scris și m-ați întrebat dacă știe să vorbească și ce fel de papagal e. Bine, vreau să vă prezint, ea este un papagal Iaco, în vârstă de 1 an jumătate, este fetiță, este un pic speriată de fiecare dată când vede camera, nu mai vorbește. Și, ei bine, de data aceasta va trebui să las camera undeva fixată în fața coliviei și să așteptăm să vorbească câteva cuvinte, să vedeți ce a învățat. Dar haideți să o scot din colivie, să o vedeți în libertate. De o perioadă, nu știu ce se întâmplă, de câteva luni, nu mai vrea să mai iasă. Vrea doar singură să iasă, așa că va trebui să așteptăm să iasă singură. Hai, Missy, hai afară. Hai, nu ieși? Exact ce v-am spus, când vede camera, nu mai face nimic, nu mai reacționează, se panichează, are emoții în fața camerei. Așa, hai, te ajut? Hai, bravo. Ce e fetița? Acum are o reacție foarte ciudată, n-am mai avut până acum așa reacție, nu știu de ce. Dar observ că scoate un zgomot ciudat și stă cu aripile în jos. Nu știu de ce, ia uite. S-a urcat și pe umărul meu. Ce vrei, Misi? Mă pupi? Hai să dăm o tură, ia să vedeți cum zboară. Îi voi da drumul de pe umărul meu să se ducă direct la colivie. Ia uitați. Nu știu de ce are reacția asta. Dacă cumva sunt specialist sau posesor de Iaco, să-mi spună și mie de ce are reacția asta. Ce e, fetița? Ce e? Cred că trebuie să o bag înapoi în colivie și să vedem dacă vorbește. Pupo,
Adică... Miki, salut! Ce faci? Salut! Aceasta a fost Missy, papagalul Iaco, iar acum ne luăm la revedere de la copii. Ia spune Missy, pa, pa, cum spui pa, lăsați-ne dacă v-a plăcut de Missy un like și un comentariu. Pa, ia zi Missy, pa, salută copiii! Salut, salut!